Încheiem ciclul de studii biblice, tematica lucruri de preț, cu lecția Răsplătirile Eterne. Am putea spune că toate lucrurile de preț studiate până aici, începând cu binecuvântarea Domnului, au avut în vedere și harurile care le-am primit în viața aceasta, dar în mod deosebit au în vedere eternitatea. Știți, Domnul Hristos spunea, Matei 25, că în ziua primirii și așezării la dreapta se va spune onora, veniți binecuvântații Tatălui. Pentru că tot ceea ce avem vine de la Domnul, de aceea am spus încă de la început și asta trebuie să fie o stare permanentă a inimii noastre, să mulțumim Domnului pentru ce ne-a dat și în mod deosebit pentru ceea ce ne rezervă veșnicia viitoare. Eternitatea nu poate fi măsurată în cifre pe care noi să le putem înțelege. Dar totuși, poate fi înțeleasă ca valoare infinită în raport cu lucrurile finite. De exemplu, când ești la capăt de drum în viață, știi ce înseamnă eternitate în raport cu vremelnicia. Când nu mai ai putere, sau când se epuizează oricare din resursele noastre fizice sau materiale, ne dăm seama ce înseamnă a mai avea. Pentru că în mod deosebit atunci când nu mai ai, știi ce valoare au cei ce au sau ceea ce este. Dacă nu putem pricepe veșnicia în imensitatea ei, să ne gândim că nici pe Dumnezeu nu-L putem pricepe în desăvârșirea, în măreția Lui, dar totuși putem să-L înțelegem în mod suficient ca să credem în El și să-I slujim. Solomon, ca cel mai înțelept om din istorie, spunea în cartea Eclesiastul, citesc din capitolul 3, versetul 11, Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Deci noi putem să reflectăm asupra eternității, măcar că, notează Solomon, omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Avem limitele noastre. Totuși, credința ne ajută să pătrundem destul de departe, așa cum citim în Evrei, capitolul 11, versete de mare valoare, adevăruri de care Dumnezeu ne-a făcut parte. Evrei 11, citim de la versetul 1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucruri care nu se văd. Și asta cu siguranță se referă și la veșnicie. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem. Versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește. Și asta e lecția noastră, răsplătirile eterne. Când îl crezi pe Dumnezeu, îl crezi inclusiv în privința răsplătirilor cu care ne așteaptă în împărăția sa. El răsplătește pe cei ce îl caută. Răsplătirile eterne sunt cuprinse în legământul lui Dumnezeu, sunt promisiunile ale Lui, făgăduințe numite în textul nostru biblic. Toate oferite nouă prin Domnul Hristos și prin modelul legământului. Legământul este acel act care are valoare eternă. De regulă, noi suntem obișnuiți cu contracte, chiar dacă se specifică pe perioadă nedeterminată, se subînțelege că au o perioadă determinată, dar este mai lungă, cum ar fi până la pensionare sau până la moarte, în cel mai lung caz. Dar legămintele divine poartă specificația de veșnic. Să citim în Genesa, capitolul 17, atunci când Dumnezeu îi promite lui Avram. Citim în versetele 7 și 8. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Și
ceea ce observăm că deja s-a împlinit, deși trecuseră sute de ani și fizic vorbind, omenește, nu erau șanse, ție și seminții tale după tine îți voi da țara în care locuiești acum ca străin și anume îți voi da toată țara Canaanului și stăpânire veșnică, căci sunt Domnul Dumnezeul tău, Dumnezeul lor. Dumnezeu le-a dat-o atunci, ce șanse aveau ei ca robi în Egipt să o moștenească? Dar dacă Dumnezeu le-a promis, o le-a dat. Ce popor, se scrie în Vechiul Testament, a mai fost ofertat în genul acesta de Dumnezeu? Dar chiar și acum, în istorie, privind, în urmă cu doar câțiva zeci de ani, ce popor am avut o așa favoare ca să se reconstituie ca națiune unitară, ca Israel? Toate acestea sunt o dovadă a greutății celor spuse de Dumnezeu prin actul legământului. De aceea scrie în Evrei, capitolul 6, citim aici mai multe versete, de la 11 la 20, arată siguranța toate acestea a promisiunilor divine. Evrei 6, 11, dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă și să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să călcați pe urme celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Îl dă ca exemplu pe Avram și scrie apoi de la versetul 17, de aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorul făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru că prin două lucruri nu se pot schimba. Deci e o chestiune indubitabilă. Și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne-a pus înainte, pe care o avem ca o ancora sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, adică siguranța noastră este la Dumnezeu. Avem un act semnat de El, mai mult am spune, un act care se află pe biroul Lui în cer. Acolo unde Domnul a intrat pentru noi, ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Pentru că Domnul Hristos a dobândit noua poziție în unitate cu noi. El tot ce a dobândit, n-a dobândit numai pentru sine. Așadar putem să spunem că avem de-a face cu un Dumnezeu care ne-a promis, care s-a jurat, care a făgăduit lui Avram, mai târziu evreilor, și ce le-a făgăduit lor, ei se țineau mult de acele făgăduințe. Pavel scrie în Roman, ei au făgăduințele, notează printre valorile lor. Iar Pavel în Efeseni, capitolul 2 și 3, arată că și noi suntem cuprinși în aceste făgăduințe. Efeseni 2, versetul 12, aduceți-vă aminte că în vremea aceea, deci înainte de a ne întoarce la Domnul Hristos, de a ne uni cu El, eram fără Hristos, că de aici pleacă toate. Deci mai întâi devenim împreună cu Hristos, apoi dobândind drept de cetățenie, nu mai suntem străini de legămintele făgăduinței, nu mai suntem fără nădejde, nu mai suntem fără Dumnezeu. Le avem pe toate în Domnul Hristos. 3 cu 6 notează concret că, adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea al cărui slujitor fusese făcut Pavel. Mulțumim Domnului că făgăduințele sunt și pentru noi. Vreau să observăm din Scripturi ce conțin, ce cuprind aceste promisiuni divine, ce ne așteaptă în împărăția eternă a lui Dumnezeu. În primul rând, viață veșnică în prezența lui Dumnezeu. Este promisiunea de bază. Aceasta înseamnă fericirea adevărată și deplină, drept de ședere în raiul lui Dumnezeu, acces la pomul vieții, viață eternă în noi coordonate, nu doar viață lungă, nu doar orice fel de viață, viață în prezența lui Dumnezeu. Adam a pierdut acest drept la viață. Domnul Hristos, al doilea Adam, un duc dătător de viață, ne oferă din nou dreptul la viață. Și Apocalipsa arată accesul omului la pomul vieții. Acolo este râul vieții, acolo este pomul vieții, toate sunt niște simboluri a faptului că
Răsplătirea fundamentală se referă la o viață în prezența lui Dumnezeu, de aceeași esență cu a lui Dumnezeu în sensul eternității, a împlinirii, a fericirii. Iată cum vedea David prin descoperirea profetică în Psalmul 16, această moștenire numită de el, citim de la versetul 5. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, tu mă îndrept sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. În ce constă această moșie? Versetul 8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este el la dreapta mea nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește, trupul mi se odihnește în liniște, în așteptarea, în perspectiva primirii acestei vieți veșnice, pentru că se încheie psalmul cu următoarele cuvinte, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă putrezirea, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Deci asta conține viața eternă și desfătări veșnice în dreapta ta. Chiar dacă în primul rând este un psalm mesianic și îl privește pe Domnul mai întâi, el a ajuns primul, dar traseul lui ne l-a oferit nouă. Vom fi ca el, spune Cartea Sfântă. Într-o altă imagine profetică din Isaia 25, din nou este anticipat încă din Vechiul Testament modul în care Dumnezeu ne va răsplăti prin viață eternă. Știți că moartea e ultimul dușman și primul prieten, am spune, în eternitate, este viața veșnică. Isaia 25, citim de la versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor poporilor pe muntele acesta. Muntele este simbolul împărăției. Un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate mezoase, pline de mădubă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acestea înlăturăm hrama care acoperea toate popoarele și învelitoarea care înfășura toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimi toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocară poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice. Iată, acesta este Dumnezeu nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Sunt multe alte versete, în mod deosebit în cartea lui Isaia, cu referire la Vechiul Testament, care arată că îndreptându-ne spre locul acela, moartea și toate cele ce o preced sau însoțesc dispar și bucuria veșnică ne încununează capul. Însăși Domnul Hristos spunea, Ioan 17:3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta înseamnă că eternitatea ne va oferi compania lui Dumnezeu Tatăl și a Fiului Său binecuvântat. Asta spune Ioan reluând ideea în scrierile sale, 1 Ioan capitolul 1, trebuie să accentuăm acest aspect că viața veșnică înseamnă o viață în prezența lui Dumnezeu. 1 Ioan 1 cu 3. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și zice aici în 1 cu 2, pentru că viața a fost arătată, asta e viața. Părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Întoarcem pagina tot aici, 2 cu 25. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta, viața veșnică. Să-i mulțumim Domnului pentru această promisiune. 3 cu 1 și 2. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai Lui, Dumnezeu, și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Deci viața veșnică înseamnă vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. El este veșnic, vom fi și noi veșnici.
Doamne, îți mulțumim de acum. Chiar dacă ne stă în față pasul morții, în timp, mulțumim că ne aștepți cu viața eternă. O a doua componentă a răsplătirilor eterne. Onoarea și slava împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne cinstească. Acolo vom ajunge în slavă. Și asta înseamnă foarte mult pentru noi care am fost vrednici de osândă. Vom fi reabilitați și încununați. Și din nou aceasta îi se datorează lui Dumnezeu. Întorcându-ne la profetul Isaia, citim din capitolul 61, e bine să le avem mereu în minte aceste adevăruri. Aici scrie de la versetul 1 cum Dumnezeu reface totul, dă cununi, haine de laudă. Versetul 7, în locul ocării veți avea îndoită cinste. Versetul 10, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, că și m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii ca pe un mire. Deci nu doar că ne salvează, ne face miri, mireas, împodobindu-ne. Scriptura arată și prin cartea profetului Daniel, citim din capitolul 12, despre strălucirea care așteaptă pe mântuiți în cer. Vedeți, în lumea aceasta oamenii umblă mult după slavă. Ieri am ieșit în stradă să mă urc în mașină și am auzit pe o vecină, o femeie mai în vârstă, că îi spunea la o alta, ce avea, mă refer a doua, 50-60 de ani, se coafase, ce bine arați! Și ați văzut femeile, în mod deosebit, se coafează cât ar fi de babe bătrâne. Să arate bine oamenii, să aranjează operații estetice, își doresc să fie cineva, undeva, o poziție de onoare. Să înseamnă că omul e născut să aibă o poziție de slavă, numai că aici pe pământ om nu înțeleg că păcatul a furat toată onoarea. Păcatul este rușine. Dar spune aici, Daniel capitolul 12, mi-a fost milă de ele când le-am auzit înțelegându-se, cea care a fost lăudată s-a umflat puțin în pene, dar vă dați seama că penele astea nu țin umflate nici cât la cloșcă. Pentru că oamenii trebuie să-și revină. Daniel 12, cu doi mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, asta e prima de care am vorbit, alții pentru ocară, și acum a doua, cei înțelepți vor străluci, ca strălucirea cerului și ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Deci nu-i numai o strălucire la început, că e nuntă și apoi mergem la treabă. Nu, strălucirea va fi eternă. Citim despre aceasta poate mai pe larg în 1 Petru capitolul 1, de la versetul 5, știți, spunea Domnul Hristos, când suntem ocărâți, nu ar trebui să săltăm de veselie. Pentru că slava de aici este invers proporțională cu slava eternă. Și noi avem de ales aici. Între a fi un fel de păun aici, sau a fi niște porumbei ce au primit adresa Ierusalimului de sus. Și de-abia acolo să-și primească slava cuvenită. 1 Petru 1 cu 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Versetul 7. Pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul, care pierde și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare, atenție, lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Laudă, slavă și cinste. Imaginile
cronologia din Cartea Estera, sunt foarte reprezentative pentru ceea ce este aici și respectiv pentru ceea ce urmează în eternitate. Haman este tipul omului care își dorește aici onoare, dar care nu se poate bucura pe deplin că nu îi se închină și ultimul. Și apoi când este chemat la ospăț, își cheamă toată familia și toți preții să le spună că este number one, deși era second, că primul era împăratul. Mardoheu apare în poziția de portar. Estera, chiar când are posibilitatea să fie încoronată ca regină, a rămas pe minim în ce privește aranjarea ei. Și totuși a fost acceptat. Dar când s-au schimbat lucrurile, Mardoheu, scrie în capitolul 8, iese de la împărat cu o haină specială și totul capătă o altă turnură. Iată această imagine care schimbă fața lucrurilor. Estera, capitolul 8, citesc versetul 15. Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă și cu o mare crună de aur și cu o mantie de in subțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura. Știți dimineața ce s-a pregătit pentru Mardoheu? O spânzurătoare. Nu spânzurătoare era pentru el. Manta o strălucitoare, cunună. Cine s-ar fi așteptat la una ca asta? Să-i fi luat un interviu la Haman, la prima oră, când a plecat de acasă la poartă. Ce-ar fi spus? E sigur. Nu am cum să fiu refuzat de împărat, sunt singurul chemat. Înseamnă că sunt și în grațiile reginei, dacă ea ne-a chemat. Numai că totul s-a schimbat. Ce va fi când se va împlini, cum spune un vers, toată slava lumii piere mai degrabă decât vine. Veșnic e numai slava celui care face bine. De aceea spunea Domnul Hristos și apostolul iau ideea aceasta, că Domnul Hristos ne-a dat slava Lui. Slava Lui este aici purtătoare de ocară, dar este corp comun cu slava eternă. Mulțumim Domnului pentru aceasta. O a treia dimensiune a răsplătirilor eterne, funcții de administrare a averii și lucrărilor lui Dumnezeu. Dumnezeu ne va asocia ca pe îngeri coordonării întregului cosmos care este proprietatea sa. În cartea 2 Samuel, capitolul 7, citim despre David, căruia Dumnezeu i-a făcut promisiuni nu doar pentru o generație, ci în împletire cu sămânța care privea Domnul Hristos pentru toate generațiile ce urmau. Versetul 16 citim doar. Și casa ta și împărăția ta vor dărui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Tot de aici citim 2 Samuel, capitolul 23, versetul 5. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, El și-a recunoscut greșelile, totuși El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face oare să răsară din El tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Și Dumnezeu și-a împlinit promisiunile generație după generație. Și astea sunt toate doar niște motivații ca să știm, să credem că Dumnezeu se ține de cuvânt. Știți, pilda spusă de Domnul Hristos, Matei 25, pilda talanților. Citim versetele care privesc răsplătirea, care conține administrare în cer. Versetul 21. Stăpânul său i-a zis, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri.
Îi spune celuilalt la fel, versetul 23, te voi pune peste multe lucruri, pentru că Dumnezeu are o împărăție imensă. Pilda polilor din Luca 19 evidențiază și ea această recompensare divină. Primește cârmuirea a 10 cetății, spune unuia. Altuia, potrivit cu puterea și slujba îndeplinită, îi spune, primește cârmuirea a 5 cetăți, că Dumnezeu are multe cetăți. Așa am spus odată într-o adunare la un primar, știți că atunci când e campanie electorală vin și primarii sau potențiale primari la adunare. Și cei de acolo lăudaseră că e un bun administrator, a aranjat localitatea. Și eu foarte serios, citindu-i din Biblie, am spus, dacă Dumnezeu v-a înzestrat cu competențe, să știți că Dumnezeu vrea să tot primar să vă țină pe vecii vecilor. Numai dacă îl veți înțelege, dacă nu, primarii vor fi aici în sală și nu știe nimeni. Da? Pentru că așa a promis Dumnezeu și așa va face. Este scris în Apocalipsa 22:3 că robii Domnului vor sluji, ceea ce înseamnă vor fi cuprinși în administrația Lui. În promisiunile pentru biserici sunt trecute și scaunele de domnie, toiac de cârmuire, asta pe înțelesul nostru, ca să ne dăm seama ce are Dumnezeu în plan să facă. Am amintit în urmă cu un an, poate doi, despre viziunea prin răpirea unui slujitor din Coreea, căruia a fost dat să vadă raiul pe cartiere. Unii aveau vile mai aranjate, alții mai case mai micuțe. Nu neapărat că exact așa este raiul, dar și aceste descoperiri vin să ne încredințeze de răsplătirile lui Dumnezeu. Altuia a fost dat să vadă în vedenie cetatea cerească într-un bloc imens. Ceva asemănător a fost arătat lui Ioan în Apocalipsă. La parter, garsoniere confort 3, mai sus confort 2, confort 1, apartamente cu o cameră, 2, 3, apartamente de lux și în jur vile care păreau pictate, stăteau suspendate. Și cel ce a avut viziunea asta întreabă, îi atrage privirea o vilă și întreabă, aceea cui este? Și se spune a unui frate slujitor din Vicov, a trecut la Domnul acum de vreo 2 ani. Eu când am auzit asta, l-am cunoscut pe acel frate, dar am vrut să mă interesez că își cunoșteam parte din copiii lui, ce viață a avut că s-a ales cu o așa vilă în cer. Că am fost undeva în vizită la un frate care este foarte bogat, și i-am spus, mă cunoșteam cu el, frate, bine trebuie să te porți să ai și în rai rânduială de asta. Așa cum zice românul, cu rânduială bună, la o gospodărie pusă la punct de la care nu lipsește nimic. În schimb, acel frate care era cu vila din descoperirea ultima amintită, în urmă cu câțiva ani, a avut o descoperire în care i s-a dat, nu mai știu exact cu ce coordonate, să vadă că un frate din biserica lor a ajuns în împărăția lui Dumnezeu și avea o poziție foarte inferioară, raportat cu capacitatea lui. A fost un bătrân cu o vocație deosebită, o cultură, autodidact, la vremea lui aproape se putea spune că putea fi încadrat între genii. Despre acel bătrân, v-am amintit eu cândva că stătea la București, se uita la Palatul Casa Scânteii, acum pare că îi spune a Presei Libere, și doi tovarăși, cum erau atunci, se uită la el și spune, moșule, ce, evaluezi clădirile? Ce da. De ce știi dumneavoastră, cam cât cost? Apoi zice bătrânul, să tot coste cât o ploaie bună în luna mai. Ce calcul le faceți dumneavoastră că aveți mai multă școală? Avea o intuiție și o înțelepciune deosebită moșul. Că dacă stai să faci calculul ce înseamnă să plouă sau să nu plouă în luna mai,
îți trebuie puține socoteli ca să ajungi la un rezultat matematic exact. Dar, interesant, bătrânul ăsta, un om deosebit credincios, fratelui a fost descoperit că n-a fost răsplătit cum s-ar fi așteptat ceilalți. Și a zis, Doamne, de ce? Și i s-a spus, conform Matei 5. Și cu asta vreau să trecem spre partea a doua lecției. Zice aici, în versetul 19, așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni, așa va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, pentru că sunt grade. Respectivul frate credincios, înțelept, a fost tare împotriva la spălarea picioarelor. Și se spunea, nu faptul că n-a făcut-o era gravitatea mare, că s-a opus. Și asta și în învățătură. Cel ce a avut descoperirea aceasta și care apoi s-a ales cu palatul, din clipa aceea, a trecut la spălarea picioarelor. I-a provocat și pe alții pentru că era slujitor, deși în biserică era o împotrivire foarte mare. La noi nu este cazul acesta, dar amintesc ca idee. Pentru că vreau să observăm acum în partea a doua lecției noastre că Dumnezeu ne răsplătește cu viața veșnică, vrea să ne dea onoare, fericire, dar are și poziții pe care să ne placeze pentru eternitate. Care sunt condițiile de primire și păstrare a răsplătirilor eterne? Că ele nu se împart cu zarul, nici la poartă în mod aleatoriu. Nu? În primul rând, prima condiție, acceptarea harului oferit prin răscumpărarea realizată de Domnul Hristos. Cine vrea să primească răsplată pe barba lui și pe umărul lui care a dus poveri, o să stea mult la rând și nu o să vină rândul. Noi putem să avem acces și toate cele ce ni se vor oferi se datorează unității noastre cu Domnul Hristos, mântuirii pe care El ne-a adus-o, slăvit să-i fie numele. Iată ce citim în această privință din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 27. Lucrați nu pentru mâncarea peritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Adică tot ce are de-a face cu viața veșnică ne parvine nouă de la Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea aceasta. El este Cel ce e în drept să primească. Noi intrăm pe dreptul Lui. În aceeași Evanghelie citim același capitol, versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. 10:28. Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Așadar, să rămânem aproape de păstorul nostru, pentru că tot ceea ce primește turma se datorează păstorului. Și a rămâne aproape de El și prezint aceasta ca o a doua condiție, deci prima a fost acceptarea harului, doi, rămânerea în starea de neprihănire primită prin mântuire, adică păstrarea ceea ce El ne-a dat ca un har. Citim în Matei capitolul 18, versetele 8 și 9, cât de atenți trebuie să fim ca să putem păstra. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te faci să cazi în păcat, taie-le și leapădele de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare să fie aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te faci să cazi în păcat, scoate-l și leapădele de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochi și să fie aruncat în focul ghenii. Adică noi trebuie să fim foarte exigenți cu noi înșine. Ca nu cumva, după ce am primit dreptul la viață, să-l irosim.
Marcu, capitolul 8, tot cuvintele Domnului Hristos. Citim de la versetul 34. Dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea să mă urmeze, drumul el ne l-a deschis, el merge înaintea noastră. Dar cum îl urmăm e datoria noastră. Versetul 35, că oricine vrea să-și scape viața o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Versetul 38, pentru că oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul Omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Așadar, să rămânem atașați de Domnul. Aceste aspecte sunt menționate și în Roman, capitolul 2. Vreau să citim din Roman mai multe versete. Deschideți, vă rog, Roman 2. Mai întâi, versetul 7. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Deci asta e partea noastră, stăruința în bine, acea sete după neprihănire. Romani, capitolul 5, versetul 21. Pentru că după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea, ca să dea viața veșnică. Deci dacă nu dă neprihănirea întâi, nu dă viața veșnică. E condiția accederii noastre spre slavă. Întoarcem pagina, capitolul 6. Versul 23 este foarte frecvent amintit de cei care prezintă o evanghelie foarte ieftină. Fiindcă plata păcatului este moarte, dar darul fără plata la Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Și ei evidențiază numai primul punct. Cum primim răsplătirile? Prin Domnul Iisus. Ba încă unii accentuează, ați văzut, fără meritele noastre. Da, fără meritele noastre ca primirea mântuirii, dar ca păstrarea mântuirii. Versul 22 de aici. Dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat, și asta nu-i meritul nostru, e al lui, și v-ați făcut roba lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Deci dacă nu-i rod sfințirea, nu ne putem aștepta la sfârșit, că nu culege nimeni mere necoapte. Nu folosește Dumnezeu în grădină, nu va lăsa, nu va păstra decât pom de soi cu rod. Aceasta vine tot de la Domnul, dar asta ține și de noi. El pune în noi voința și făptuirea, dar noi putem să refuzăm, să nu colaborăm. Același aspect este menționat în Tit, capitolul 3, foarte bogate versete. Tit 3 cu 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute noi în neprihănire, și pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii nouă și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și tot ce-i până aici, e harul lui Dumnezeu. Și dacă te oprești aici, spui, nicio problemă, viața veșnică e asigurată, tot a făcut Hristos. Pe care L-am vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos Mântuitorul nostru. Și acum versetul 7, ne responsabilizează. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adică ne oferi tot, ca noi să operăm cu ele. În aceeași idee scrie Petru 2, Petru, capitolul 1. Versetul 34, din nou e prezentat întâi oferta bogată și totală divină și apoi datoria noastră de cooperare cu acest har. 2 Petru 1 cu 3, Dumnezeiasca lui puteri ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Versetul 4, ne-a dat făgăduinții lui nespus de mari și scumpe și noi putem dormi de acum? Ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele. Rămâne numai pe Domnul sau punem și noi umărul? Vedeți? Să nu ne scăpăm pe o extremă și să pierdem ceea ce este foarte important. Am primit har, har pe care trebuie să nu-l irosim și să-L lăsăm să lucreze în noi, dându-ne aportul la această lucrare care lucrează în noi, mântuirea, eternitatea.
O a treia condiție, slujirea sfântă, potrivit abilităților primite din partea Domnului. Și asta cu toate aspectele aferente, lepădare de sine, efort, suferință. Da? Suntem chemați să fim sfinți, dar în egală măsură suntem chemați să slujim. După cum trupul nostru e de dorit să fie sănătos, să nu avem organe, celule bolnave, afectate, dar în același timp să activăm, nu? Să prestăm o activitate. Altfel, se poate lua în calcul, putem să ne oltăm ca om pe unul care spune că e perfect sănătos, dar e perfect leneș, total leneș. În slujire, încep în a citi din Matei 25, revenind la pilda talanților, trebuie să țin cont de câteva aspecte. Matei 25:17. Tot așa, cel ce primise cei doi talanți, a câștigat și el alți doi talanți. A făcut ceva. Dar ascultați-mă ce vă citesc din 26. Stăpânul a zis celui ce n-a muncit: rob viclean și leneș. Și 27. Nu se cădea să-mi fi dat bani la zaraf, ca la venirea mea să fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. El s-a scuzat, spune în 24. Doamne, mi-a fost teamă, 25, ia și ce este al tău. A fost condamnat pentru inactivitatea lui. De aceea noi trebuie să înțelegem că în așteptarea răsplătirilor eterne trebuie să ne consumăm viața într-un mod pozitiv. O imagine bogată avem în Ioan 12, de la 24 la 26. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Un bob de grâu, nu? Dacă îl polem cu aur, îl ținem în vitrină, facem expoziție, putem să-i dăm nume, faceți ce vreți cu un bob de grâu. Ce se poate face cu un bob de grâu? O teorie întreagă. Dar un bob de grâu nu-i făcut pentru a fi pus în vitrină. Și în primul rând, pentru a fi semănat în pământ. Aparent, e distrus, moare, nu se mai vede. Da, dar apoi rodește. Și Domnul folosește imaginea asta pentru viața noastră, care trebuie consumată, ca din ea să răsară eternitatea. Sub acest aspect, ca un calcul matematic, dacă semănăm un bob de grâu, la anul recoltăm câteva boabele, semănăm din nou, în al doilea an recoltăm 10 sau sute de boabele, semănăm din nou și dintr-un bob de grâu, în câțiva ani, se ajunge la o cifră extraordinar de mare de boabe de grâu, nu? Hambare și hambare. Îngropându-ne viața asta de 80 de ani, din ea se naște veșnicia. Nu ca și obținere, că asta e prin Domnul Hristos, ca răsplată mă refer. Adică noi slujim pe Domnul 100 de ani, să zicem, care e mai longeviv dintre noi, și Dumnezeu pentru asta ne răsplătește sute și sute și mii și miliarde de ani. Pe acest principiu. Am îngropat ce am avut și Dumnezeu face să răsară. Este acest principiu: ce seamănă omul, aceea va secera. Dar principiul semănatului, seceratului aparține lui Dumnezeu. Germinația este ideea lui, e puterea lui. Și noi ar trebui din natură să înțelegem ce putem face cu viața noastră. În slujire, în viața de credință, avem suferințe. Iată ce spune Pavel despre acestea, 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 17 și 18. Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Dumnezeu nu se uită ca noi că suferim câțiva ani și ne doare. Dumnezeu se uită la ce poate să producă această suferință pentru eternitate. Ce caracter, ce exemple de urmat pentru alții.
Ce motive în bătălia cosmică, amintiți-vă că Iov n-a suferit degeaba. Era o dezbatere pe tema lui în cer, dacă rezistă și în suferință. Și scrie versetul următor, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, în seara asta suntem îndemnați, ne uităm la răsplătiri. Cele ce văd, se văd, sunt trecătoare. Cele ce nu se văd, sunt eterne. Și la urma urmei, n-au valoare numai cele eterne. Sunt lucruri care ne însoțesc până la mormânt și sunt bune. Dar nu le poți trece apa. Sunt altele care te însoțesc și care nu numai că îți urmează sau nu le pierzi, se înmulțesc într-un mod infinit de mare. Să ne ajute Domnul așa să credem și să slujim în viața asta. Și aici două aspecte, să activăm cu darul spiritual care Domnul ne l-a dat pentru mântuirea oamenilor și desăvârșirea sfinților și să ne dăruim material, financiar sau să lucrăm cu mâinile noastre în lucrarea sfântă sau să ajutăm pe cei ce au nevoie. Asta înseamnă să cânți dacă ai darul acesta, să prorocești dacă ești chemat, să dai din banii tăi dacă ai, să te duci să lucrezi cu mâinile tale dacă ești sănătos, să vizitezi. Știți cum spunea Domnul, am fost sărac, am fost bolnav, mi-ați dat. Domnul i-a trimis pe ucenici și i-au zis, Doamne, dar noi am lăsat. Ce problemă? Toate acestea se recompensează. Sunt răsplătiri. Iată ce spunea Domnul în Matei capitolul 6. Pentru cei care se gândeau doar la aici, doar la avea, 6:19, nu vă strângeți comor pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Matei 19, cazul cu tânărul bogat, e urmat apoi de o discuție a Domnului cu ucenicii. Citim de la versetul 16, s-a apropiat de Iisus un om și a zis, învățătorule, ce bine să fac să am viața veșnică. Și aici sunt condițiile care noi am vorbit. Neprihănirea. Și apoi Domnul, în perspectiva vieții veșnice, îi mai spune ceva. Versetul 21, dacă vrei să fii desăvârșit, tu ai probleme cu lăcomia de avere, cu încrederea în avere, asta rezultă din spusele Domnului, dar îi mai spune ceva. Dacă vei da la săraci, vei avea o comoară în cer. Și ucenicii întreabă, versetul 27, noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Și Domnul spune pe 29 ceva ce să ne cuprindă și pe noi, nu doar pe cei 12. Și oricine a lăsat case sau fras sau suror sau tată sau mamă sau nevastă sau fecior sau holde pentru mine, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Adică viața veșnică este cu moșteniri diferite în funcție de slujirea noastră. 1 Timotei 5, versetele 9 și 10, vorbește surorilor. Să știți, surori, că nu trebuie să fiți neveste de patroni ca să faceți roș de moștenire în rai. Să cotiți că dacă nu aveți bani mulți, pentru cât aveți dumneavoastră, nu deschide nimeni cont. Ascultați ce scrie aici, 1 Timotei 5, de la versetul 9. Până la 60 de ani, versetul 10, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei norociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună, că orice faptă bună se notează, niciun pahar de apă nu rămâne neînregistrat. Da, toate acestea se recompensează de multe, multe ori mai mult în cer. Întoarceți pagina la Tit 3:8. Adevărat este cuvântul acesta. Și vreau să spui apăsat aceste lucruri, îi recomanda Pavel lui Tit. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune, iată ce este bine și de folos. Și acest de folos are în vedere, în modul cel mai plenipotențial, răsplătirea eternă. În ce privește slujirea sfântă, citesc doar textul din 1 Corinteni 3. Mă refer la darurile spirituale.
la sfaturile care le dați, la vorbele de încurajare ce le spuneți. După harul Dumnezeu care mi-a fost dat, 1 Corinteni 3:10, eu ca om ești zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra, fiecare să ia bine seama cum clădește. Nu numai predicatorul clădește. Noi când ieșim afară, dacă încuvințăm, încurajăm, reamintim, clădim și noi. Versetul 13. Lucrarea fiecare va fi dată pe față. Ziua Domnului va face cunoscut. Versetul 15. Dacă lucrarea zidită cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Da. Tot ce am făcut va fi răsplătit de Domnul. Încheiem afirmând că răsplătirile eterne sunt la fel de sigure ca existența lui Dumnezeu, ca cel ce ne le-a promis și ne le păstrează. De aceea spune în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20, în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, amintite de noi în această seară sau altele, toate în El sunt da. De aceea și amin pe care spunem noi prin El este spre slava lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate să mintă. Toate în El sunt da. Deci putem să mergem la sigur. Slăvit să fie Domnul. Îi mulțumim pentru încrederea cu care ne-a obișnuit să operăm în lucrări sfinte. Da. Când funcționa Caritasul de la Cluj, cineva spunea, măi, vorbind de credincioșii care nu dăruiesc, zicea, voi credeți mai mult în Stoica decât în Dumnezeu. Numai că acel organizator acelei piramide, nu știu ce s-a ales de el, nu-i treaba mea, n-am băgat bani acolo, s-a dus și mulți au pierdut. Da, îmi spunea un frate care s-a dus să scoată, era rând mare. Și n-a avut plase la el la câte teancuri de bani, da, poate nu i-a dat chiar mari. Și am avut un braț de bani. Și m-am temut să ies cu ei printre oameni. Și m-am mutat numai de la un ghișeu la altul și am băgat înapoi. Îți dai seama, acum cât scot? N-am mai scos în veacă. Pentru că asta nu-i sigur, că oamenii aceia poate și-or fi gândit că funcționează o vreme sistemul. Dar Dumnezeul nostru care ne operăm este foarte, foarte corect. E stăpân și are putere. Slăvit să fie în veci. Și ultima idee, răspunsul nostru la oferta divină trebuie să ne motiveze la o viață sfântă, dar și la o viață de slujire. Ceea ce a făcut Dumnezeu trebuie să te motiveze deopotrivă la sfințenie și la slujire. Da, Pavel spunea printre altele în 1 Corinteni 9, vai de mine, zice el, dacă nu vestesc Evanghelia. Deci trebuie să o vestesc. Versetul 16, nu-i pentru mine o pricină de laudă, sunt dator să o fac. Dar fac lucrul acesta de bună voie și atunci voi avea o răsplată. Doamne, dă-ne acea inimă bună, gata de slujire. Nu neapărat cu gândul că Dumnezeu ne plătește. Repet, motivația e pentru sfințire și slujire. Dar Dumnezeu nu se lasă dator. De altfel, noi când ducem un cadou la cineva, dacă avem caracter, ne gândim să ducem o plasă cu mânere mai solide, să avem unde ne pune înapoi ce ne dă? Nu. Și dorința noastră este să onorăm acea persoană. Dar în mod normal, primim ceva înapoi, nu? Dumnezeu e mai sus decât Solomon. Împărăteasa din Seba, eu cred că i-a dat când a auzit de el tot ce a avut ea mai bun. N-a mai susit asemenea darul la Solomon. Măcar că scrie acolo, când a văzut ea acolo, zice, nici jumătate n-am crezut. Cred că dacă ar fi fost să mai vin odată, ar fi dus mai mult. Băi, dacă la jumătate cât am crezut eu că el le-am adus atâta, dar dacă știam cât îi, cât i-aș fi adus? Și cu ce s-a ales? I-a dat mai mult decât dusese ea. Dumnezeul nostru merită mai mult decât Solomon. Și numai pentru cât am auzit noi de el. Cu siguranță când vom ajunge în cer vom constata și noi că e mai mult decât atât. Și el ne va cinsti ca atare. Slăvit să fie Domnul. Amin.